Țânțarii își fac mereu apariția în sezonul cald și sunt o adevărată problemă pentru oameni. Ei intră în case și se ascund bine, încât nu mai pot scăpa de ei. Cu toate acestea, există metode naturale pe care le folosești împotriva lor. Țânțarii sunt o adevărată problemă atunci când se apropie căldura. Ei pot intra în orice locuință, te mușcă și nu sunt deloc prietenoși. Cu toate că există o mulțime de spray-uri împotriva lor, ele nu sunt mereu eficiente. Trucurile naturale sunt la mare căutare, astfel că ai nevoie de un singur ingredient pentru a scăpa de zburătoare. Mirosurile pe care le emană un spray pot să fie toxice nu doar pentru insecte, ci și pentru oameni. În acest fel, ceea ce se recomandă sunt ingredientele naturale care au un efect foarte bun împotriva țânțarilor și nu sunt toxice nici pentru animale și nici pentru oameni. Zațul de cafea este un remediu bun împotriva țânțarilor. Unul dintre cele mai folosite ingrediente într-o bucătărie este cafeaua. Se consumă zilnic de milioane de oameni din întreaga lume, astfel că zațul rămas este aruncat de cele mai multe ori. Cu toate că există aparate speciale care oferă o ceașcă de cafea aromată de unde zahărul lipsește, există și iubitorii autenticității, astfel că o vor alege pe cea la ibric. Se strânge zațul, se lasă pe o farfurie, apoi se acoperă cu o folie de aluminiu. Se va păstra într-un loc uscat și răcoros până când zațul se va usca, apoi mai este un singur pas de făcut. Cu ajutorul unui chibrit se dă foc la zaț până când începe să ardă, iar țânțarii vor dispărea în scurt timp. O altă metodă care te ajută să scapi de țânțari sunt foile de dafin. În locul pastilelor pentru țânțari este mult mai simplu să arzi foi de dafin. Fumul care va rezulta va face ca țânțarii să moară. Aici trebuie să ai grijă cum o folosești ca să nu te arzi. O poți lăsa pe o farfurie sau un recipient care nu arde, iar mirosul te va scăpa de musafirii nepoftiți, relatează spynews.ro.